mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră la conferința de presă pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița din partea organizației PSD Dâmbovița și pentru lista de consilieri județeni, tot din partea organizației PSD Dâmbovița. Astăzi, împreună cu colegii mei, am decis să ne depunem candidatura pentru funcția de președinte și pentru consilieri județeni pentru a continua și aduce la bun sfârșit toate proiectele demarate în 3 ani și jumătate. Din 2020 până astăzi, am redefinit modul în care Consiliul Județean Dâmbovița poate lucra pentru comunitatea locală și pentru fiecare dâmbovițean în parte. În mandatul meu am eliminat orice barieră și ne-am concentrat pentru nevoile reale ale fiecărei comunități, demonstrând că împreună, indiferent de culoarea politică a primarilor, putem realiza tot ceea ce ne-am propus. Angajamentul pe care mi l-am luat în fața dâmbovițenilor în urmă cu 4 ani s-a materializat prin proiecte deblocate și investiții semnificative așteptate de dâmbovițeni de peste 20 de ani. Am promis în 2020 o rețea de drumuri naționale, județene, comunale, locale, o rețea de drumuri pe care o așteptăm cu toții. Se lucrează și deja le vom duce la capăt. Și vreau să vă dau câteva exemple. Drumul național DN7 Băldana-Titu, așteptat din 2007 de dâmbovițeni, se extinde acum la 4 benzi, iar cât de curând vor începe lucrările la DN71 Băldana-Târgoviște, un drum național așteptat de 20 de ani. Vom moderniza și segmentul DN71 Târgoviște-Sinaia, iar valoarea tuturor acestor drumuri naționale care străbat județul Dâmbovița depășește 460 de milioane de euro. Vom începe și vom finaliza lucrările la inelul 2 de centură al municipiului Târgoviște, inelul de centură pentru orașele Pucioasa și Fieni, inelul de centură al orașului Găiești, anul acesta vom începe lucrările, și în ultimul rând, inelul de centură pentru municipiul Moreni. Valoarea acestor inele de centură pentru toate centrele urbane din județul Dâmbovița depășește 290 de milioane de euro. Cu sprijinul dâmbovițenilor, vom continua la Consiliul Județean Dâmbovița pentru a finaliza lucrările de modernizare a celor 60 de kilometri de drumuri județene din proiectul privind dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru drumurile județene, cel mai mare proiect din istoria regiunii Sud-Muntenia, cu o valoare totală de peste 64 de milioane de euro. Sănătatea dâmbovițenilor a fost, din prima zi a mandatului meu și a echipei mele, a fost prioritatea zero. Am început transformarea Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște și mă voi asigura în perioada următoare că această transformare va continua. Am finalizat ambulatorul de specialitate, am construit un corp nou prin care am extins secția de cardiologie, am achiziționat un angiograf la această secție din cadrul Spitalului de Urgență Târgoviște, iar anul acesta vom achiziționa un RMN nou și un mamograf. Și, bineînțeles, lucrăm la extinderea secției de primiri urgențe. Valoarea totală a acestor proiecte depășește 21 de milioane de euro. În perioada următoare vom investi și în sistemul de sănătate din județul nostru. Vom moderniza secția de oncologie, secția de îngrijiri paliative din cadrul Spitalului Județean de Urgență și, în ultimul rând, vom reabilita toate secțiile externe ale Spitalului de Urgență Târgoviște. Cel mai important este un proiect de suflet al echipei noastre în ultimii 3 ani și jumătate. Ne dorim în municipiul Târgoviște să construim un spital de la zero, un spital de pediatrie. Anul acesta vom finaliza studiul de fezabilitate, așa cum am promis dâmbovițenilor, și vom obține fondurile necesare pentru acest obiectiv important pentru sănătatea copiilor noștri, cu o valoare totală de peste 35 de milioane de euro. Vom continua în același timp campania de angajare de medici specialiști la Spitalul Județean de Urgență din Târgoviște. În ultimii 4 ani am depășit un record, am angajat peste 50 de medici noi specialiști în cadrul Spitalului de Urgență din Târgoviște, iar în momentul de față sunt scoase la concurs alte 50 de posturi. Acum 3 ani, împreună cu primarul municipiului Târgoviște și cu conducerea companiei de apă, am deblocat cel mai mare proiect din România de apă și apă uzată. Locuitorii din 52 de localități dâmbovițene vor beneficia de 300 de kilometri de rețea nouă de distribuție a apei potabile și peste 750 de kilometri de rețea de apă uzată. Este un proiect pe care noi l-am deblocat, este un proiect cu o valoare de peste 450 de milioane de euro.
Acum 4 ani, împreună cu colegii mei, am inițiat un proiect unic la nivelul României și la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, Programul Județean de Dezvoltare Locală. Prin acest program Județean de Dezvoltare Locală am ajutat toate comunitățile locale, indiferent de culoarea politică a primarului, pentru dezvoltarea tuturor comunităților locale. În 3 ani și jumătate avem proiecte în asociere între Consiliul Județean Dâmbovița și unitățile administrativ-teritoriale în 76 de unități administrativ-teritoriale din județul Dâmbovița, valoarea totală a proiectelor peste 360 de milioane de lei. În următorul mandat, împreună cu colegii mei, obligatoriu vom continua aceste proiecte. Avem obligația să continuăm aceste proiecte, avem obligația să gândim proiecte noi pentru dezvoltarea tuturor comunităților locale și, în ultimul rând, avem obligația să ducem la bun sfârșit proiectele pe care ni le-am asumat în fața dâmbovițenilor. Cu siguranță, în următorul mandat, vom finaliza Dâmbovița Arena, cu siguranță, în următorul mandat, vom crea la nivelul municipiului Târgoviște peste 1200 de locuri de parcare. Cu siguranță, în următorul mandat, vom reabilita și moderniza sala sporturilor din Târgoviște, dar nu în ultimul rând, cu siguranță, în următorul mandat, vom investi și în învățământul dâmbovițean. În acest moment suntem în fază finală a achiziției pentru a dota 61 de școli din 54 de localități din județul Dâmbovița cu echipamente digitale, mobilier și mobilier didactic. Valoarea acestui proiect la nivelul Consiliului Județean depășește 13 milioane de euro. De asemenea, suntem în procedură publică privind achiziționarea 48 de microbuze școlare cu o valoare totală de peste 11 milioane de euro. Și în ultimul rând, noi am început cel mai mare proiect privind deșeurile din județul Dâmbovița, cu o valoare totală de peste 87 de milioane de euro și tot noi îl vom finaliza prin construirea unei instalații de tratare a deșeurilor colectate separat și a unui centru de aport voluntar. Tot în viitorul mandat și nu în ultimul rând, poate este printre prioritățile noastre, privind dezvoltarea stațiunii turistice de interes național Padina Peștera, vom declara stațiunea turistică, proiectul privind dezvoltarea stațiunii turistice Padina Peștera, în perioada următoare, va fi declarat proiect strategic al României, valoare totală peste 80 de milioane de euro. Anul acesta, în 2024, vom finaliza studiul de fezabilitate. În următorul mandat, cu siguranță, vom lucra la dezvoltarea stațiunii de interes național. Valoarea tuturor investițiilor demarate în 3 ani și jumătate în județul Dâmbovița, împreună cu echipa mea, depășește 1,8 miliarde de euro. Și această sumă nu include proiectele care au fost finalizate. Mi-au fost alături pe tot parcursul acestui mandat colegii mei din conducerea Consiliului Județean Dâmbovița, consilierii județeni, aparatul tehnic din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița, colegii primari, colegii consilieri locali din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar nu în ultimul rând, parlamentarii Partidului Social Democrat, cărora le mulțumesc pentru tot sprijinul pe care mi l-au acordat în acești 3 ani și jumătate. Iar astăzi, pentru a duce la bun sfârșit tot ceea ce am început, vom depune lista de candidați pentru consilieri județeni și, bineînțeles, pentru președintele Consiliului Județean Dâmbovița. Sunt oameni care au confirmat în domeniile lor de activitate, oameni pregătiți să muncească pentru județul nostru și, bineînțeles, oameni devotați pentru dâmbovițeni. Pe lista Partidului Social Democrat se regăsesc 17 doamne și 26 de domni. Iar media de vârstă pentru lista pe care o vom depune acum este de 44 de ani. Îmi permite să vă citesc lista pe care o depunem astăzi din partea Partidului Social Democrat pentru Consiliul Județean Dâmbovița. Pe primul loc, subsemnatul Ștefan Corneliu, locul 2 Cristea Luciana, locul 3 Jiji Antonel, locul 4 Avanu Mihai Cristian, locul 5, Istrate Mihai, locul 6, Dincă Georgeta, locul 7, Barbu Dumitru,
fost viceprimar al municipiului Târgoviște, fost vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, de profesie arhitect. Pe locul 8, Beju Eduard Ionuț, directorul Serviciului Public de Salubritate Târgoviște. Pe locul 9, domnul dr. Georgescu Felix Daniel, medic pediatru. Pe locul 10, domnul Vasilescu Liviu Cosmin, avocat, actual consilier județean. Pe locul 11, domnul Tudor Andrei Eduard, actual consilier municipal. Locul 12, domnul Bucăloiu Vlad, este directorul general Omnia SIG. Pe locul 13, domnul Dincă Oprea Marius, este directorul uzinei mecanică Mija. Locul 14, Constantin Ionus Constantin, consilier în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița. Locul 15, Niță Ionuț, director general societate comercială. Locul 16, doamna Smaranda Brebeanu, director Oficiul Național al Registrului Comerțului filiala Dâmbovița. Locul 17, Ioniță Ioana, actual consilier județean, șefa secției Găiești Compania de Apă. Locul 18, Costache Mioara, actual consilier județean și director la stațiunea de cercetare Încet. Locul 19, Comănescu Daniel, fost președinte al Consiliului Județean, director la stațiunea de cercetare dezvoltare pomicolă pentru pomicultură Voinești. 20, Ilioan Elena, actual consilier județean. 21, Stan Cornelie, actual consilier județean, director la Palatul Copiilor de Târgoviște. 22, Balache Loredana, senior manager Garanti Bank. 23, Mureșan Florina Ramona, actual consilier județean, de profesie avocat. Oprea Iulian, actual consilier județean. Rădulescu Iuliana Oana, director comercial, societate comercială. Puiu George, inspector școlar de specialitate. Costea Fănuț, actual consilier județean. Voinescu Ramona Florentina, administrator, societate comercială. Lupoiu Mihail Marius, actual consilier județean. Lăzăroiu Alina Alexandru, administrator, societate comercială. Toader Georgian Dănuț, inginer Heidelberg Fien. Spătaru Corina Magdalena, studentă. Nițescu Ștefan Alin, administrator public, Primăria Pucioasa. Radu Daniela, administrator, societate comercială. Nistor Denisa Georgiana, studentă și vicepreședinte a Ligii Studenților. Stoica Liviu Cosmin, director general Compania de Apă Târgoviște. Vișoianu Corneliu, director general Uzina de Produse Speciale Dragomirești. Leotescu Vlăduz Nicolae, inginer. Vălu Carmen Elena, inspector de specialitate Primăria Băleni. Mateoiu Roxana, director la Clubul Copiilor Pucioasa. Radu Ioana Antoaneta, director medical Spitalul Județean de Urgență Târgoviște. Olteanu Cătălin Cosmin, administrator public ADI Apă. Și în ultimul rând, Stanciu Cosminel, director adjunct ASO Cromstil SA. Aceștia sunt cei 43 de colegi cu care vom merge și vom depune lista de consilieri județeni. Așa cum am spus, sunt oameni care sunt implicați în societatea civilă și oameni care au, în primul rând, pricepere și în același timp devotament pentru tot ceea ce avem de făcut și a continua proiectele majore pentru dezvoltarea județului Dâmbovița. Și pentru că este esențial să recunoaștem drumul pe care îl parcurgem și proiectul la care lucrăm cu toții, astăzi, înainte de depunerea candidaturilor, vreau să le mulțumesc celor peste 125.000 de dâmbovițeni care au semnat pentru lista de consilieri județeni și pentru președintele Consiliului Județean Dâmbovița, împreună cu toate echipele PSD din cele 89 de localități. Am strâns aceste semnături din casă în casă, și vreau încă o dată să le mulțumesc dâmbovițenilor care au semnat pe listele Partidului Social Democrat din fiecare localitate din județul nostru. 125.000 de semnături sunt semnul că județul Dâmbovița va păstra direcția bună pe care deja o urmează și că după data de 9 iunie vom continua să lucrăm ca o echipă pentru Dâmbovița.
Vom construi pe fundațiile stabilite alături de dâmbovițeni și mă voi asigura că fiecare voce este auzită, iar proiectele noastre le vom duce la bun sfârșit. Împreună reușim pentru Dâmbovița, așa să ne ajute Dumnezeu. Vom merge să depunem candidaturile. În maxim 15 minute coborâm pentru o scurtă declarație de presă. Mulțumesc mult! Așa cum am spus mai devreme, am fost împreună cu colegii mei, am depus lista de consilieri județeni pentru Partidul Social Democrat, pentru Consiliul Județean Dâmbovița și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Vreau încă o dată să le mulțumesc celor peste 125.000 de dâmbovițeni care au semnat pentru susținerea noastră atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul tuturor candidaților din județul Dâmbovița. În primul rând, devotamentul că împreună cu colegii mei, cu colegii mei din Consiliul Județean Dâmbovița, cu conducerea Consiliului Județean, împreună cu toți primarii, cu toți consilierii locali din județul Dâmbovița, vom duce la bun sfârșit proiectele care vor schimba cu adevărat județul Dâmbovița. Sunt determinat să duc la bun sfârșit aceste proiecte. Sunt proiecte pe care le-am gândit împreună cu dâmbovițenii. Sunt proiecte care vor dezvolta fiecare comunitate locală și, în ultimul rând, sunt proiecte care vor aduce un trai mai bun pentru dâmbovițeni. Sunt onorat să fiu astăzi, alături de Corneliu Ștefan, la depunerea unei candidaturi care este normală și firească. De asemenea, dacă îmi permiteți o glumă, sper să nu vă supărați pe mine, domnule președinte, la anul eventual să ne cereți un certificat de urbanism măcar, pentru că s-a mai construit un perete la Biroul Electoral de Circumscripție Județeană. Este o glumă, însă cuprinde în ea mult adevăr, și anume încrederea de care se bucură domnul președinte al Consiliului Județean și echipa PSD Dâmbovița, încredere materializată în peste 125 de mii de semnături. Să știți că este rezultatul discuției de la om la om cu dâmbovițenii, este rezultatul prezentării proiectelor, este rezultatul, dacă vreți, și al muncii de 4 ani pe care echipa pe care o aveți în fața dumneavoastră a realizat-o pentru județul Dâmbovița. De fapt, cred că aici este secretul și cred că lucrul acesta ne diferențiază față de ceilalți competitori electorali. Anume faptele, anume lucrurile bune care au fost realizate pentru comunitățile locale, investițiile utile dâmbovițenilor și sunt convins că toată această încredere de care discutăm se va materializa pe 9 iunie, într-un scor important, a spus domnul senator Titus Corlățean, istoric. Eu aș spune un scor normal în concordanță cu realizările din județul Dâmbovița. Mult succes, domnule președinte! Doamne ajută să fim sănătoși! Mulțumesc mult, domnule primar! Vreau să mulțumesc pentru prezență la această conferință de presă care am depus candidaturile. Vreau să mulțumesc domnului primar al municipiului Târgoviște, Cristian Daniel Stan, un partener de nădejde, și am demonstrat în 3 ani și jumătate, atât eu în calitate de președinte al Consiliului Județean, cât și dumnealui în calitate de primar al municipiului Târgoviște, că putem să facem o echipă puternică pentru târgovișteni și cred că este pentru prima dată când parteneriatul între Consiliul Județean Dâmbovița și Primăria Municipiului Târgoviște a avut rezultate benefice pentru târgovișteni. Vreau să-i mulțumesc domnului senator Titus Corlățean pentru prezență, vreau să-i mulțumesc doamnei deputat Carmen Holban, domnului deputat Radu Popa, domnului deputat Ionuț Vulpescu,
domnului președinte Laurențiu Neculescu, președintele Administrației Fondului de Mediu, pentru Mediu, domnului ministru secretar de stat în Ministerul Transportului, domnul Ionuță Voiu, actualilor și viitorilor consilieri județeni, colegilor mei din conducerea Consiliului Județean Dâmbovița și, în ultimul rând, vreau să mulțumesc primarilor care au venit astăzi aici la această conferință de presă. Vreau să mulțumesc și celorlalți primari care sunt astăzi în teritoriu și muncesc împreună cu echipele PSD în fiecare localitate, consilierilor locali, dar nu în ultimul rând vreau să mulțumesc la final tuturor dâmbovițenilor pentru tot sprijinul pe care ni l-au acordat. Doamne ajută, așa să ne ajute Dumnezeu!